pentru a-mi arăta respectul, aprecierea deosebită față de temeritatea, spiritul de sacrificiu, precizia, înalta pregătire și rolul determinant pe care îl joacă aviația, atât aviația militară, cât și aviația Ministerului Afacerilor Interne și aviația civilă în apărarea României și în dezvoltarea economică a României. La mulți ani, dragi aviatori, și cer senin. Având în vedere numărul infectărilor, domnule prim-ministru, ne-am putea întoarce la o stare de urgență în luna august? S-a mai fost întrebarea asta de foarte referitor multe ori. Obiectivul nostru este acela de a utiliza de toate pârghiile instituționale pe care le avem la dispoziție pentru a stăpâni, pentru a ține sub control epidemia și pentru a reduce numărul infectărilor. Domnule prim-ministru, imediat ce intră în vigoare legea, vom stabili toate măsurile și toate acțiunile necesare care sunt permise de noua lege, astfel încât să luptăm eficient pentru apărarea sănătății și vieții românii. Nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție suplimentară, nu ne dorim să mai luăm măsuri care să aibă efect negativ asupra economiei. Transmitem același mesaj către oameni: respectați regulile, respectați măsurile de protecție sanitară care sunt simple și care au cel mai mare efect în stabilirea epidemiei. O prognoză realizată pentru ce nu se arată că în septembrie, dacă se continuă cu nerespectarea măsurilor ca acum, vom avea 1.000.000 de cazuri. Este posibil așa ceva? Sunt mai multe prognoze care au fost făcute încă de la începutul epidemiei. Mi-aduc aminte de prognoze extrem de pesimiste privind România, care dădeau niște cifre pentru aprilie-mai, care nu s-au confirmat. În ce ne privește, pe noi ne facem datoria. Toate instituțiile, autoritățile, toate structurile aflate în coordonarea guvernului și specialiștii care se luptă în prima linie își fac datoria și iau toate măsurile care sunt posibile legal. În ceea ce privește aceste măsuri, cred că ați constatat o intensificare a prezenței pe teren a tuturor echipelor de control din cadrul tuturor instituțiilor care au atribuții de control. De asemenea, derulăm campanie de comunicare pentru a convinge românii să respecte regulile. Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții instituțiilor din zona publică și din zona privată pentru a solicita participarea conducătorilor de companii, de instituții, indiferent că e vorba de biserică sau de alte instituții, pentru a promova respectarea regulilor și pentru a se asigura că se respectă regulile, fie în companii, fie în transportul public, fie în spațiile comerciale, fie la oficierea slujbelor în biserică, cu orice ocazie în care există o interacțiune umană. Astea sunt mesajele care le dăm în mod constant. Dacă suntem responsabili, dacă avem grijă să ne protejăm sănătatea, vom reuși să ținem în frâu această epidemie și această epidemie nu va avea efecte negative asupra vieții noastre de zi cu zi. E mai simplu să purtăm mască, mai simplu să păstrăm distanța fizică, mai simplu să respectăm regulile de igienă, decât să ajungem în situații pe care nu ni le dorim. Mâine ședință de guvern. Ați luat o decizie în privința locațiilor? Le veți dubla așa cum cere legea? Suntem la ziua aviației. Suntem cu ocazia Sfântului Ilie. Le urez la mulți ani tuturor acelora care poartă numele de Sfântul Ilie. Și vă mulțumesc. Domnule premier, reducerea izolării și carantinei? Mâine ședință de guvern? Nu este cadrul în care să comunic pe această temă. Știți foarte bine că avem prevăzute mai multe întâlniri, mai multe discuții.
pe această temă. Pregătim toate măsurile necesare pentru a pune în practică prevederile legii și a utiliza toate pârghiile pe care ni le pune la dispoziție legea. Vom avea cel mai probabil mâine dimineață ședință de guvern pentru modificarea hotărârii de guvern privitoare la starea de alertă, astfel încât să introducem toate măsurile care sunt permise de lege. De asemenea, pregătim din punct de vedere administrativ, managerial, toate structurile cu atribuții, indiferent că este vorba de INSP, Direcțiile de Sănătate Publică, Spitalele, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul de Control, toate le pregătim pentru a dispune într-un ritm cât mai rapid măsurile necesare în baza prevederilor legii. Pe prima pagină a Ministerului Sănătății, pagina de site, sunt niște recomandări în contextul epidemiei de coronavirus. Și am remarcat că una dintre recomandări este referitoare la faptul că masca de protecție se utilizează doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnavi. Aceste recomandări probabil au rămas de mult. Există o hotărâre de guvern prin care s-a instituit, odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, obligativitatea purtării măștii în spații închise, adică în mijloace de transport în comun, în spații comerciale, la locul de muncă, peste tot unde există spații închise și unde există interacțiune umană, obligativitatea de purtare a măștii este instituită prin hotărârea de guvern privitoare la starea de alertă. Mi-e greu să vă spun, dar de regulă, după ce particip la un astfel de eveniment, îmi schimb masca și îmi pun o mască nouă. Domnul premier, PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură. Luăm în calcul intensificarea controalelor peste tot unde avem informații privitoare la încălcarea regulilor, inclusiv în ceea ce privește cluburile și terase care au program prelungit și care de fapt funcționează ca un fel de cluburi, astfel încât să ne asigurăm că patronii, managerii sunt implicați în respectarea regulilor. Dar se pare că acele anunțe că 10.000 de lei nu sunt suficiente, pentru că am văzut că a fost nu putem modifica cuantumul amenzilor în urma deciziilor Curții Constituționale decât prin legea adoptată în Parlament. Funcționăm și toate amenziile le dăm în baza legii 55, legea care se spune e legea cadru privitoare la starea de alertă, și nu putem da amenzi mai mari decât cuantumul maxim stabilit prin această lege sau prin acte normative conexe. A existat o încercare de a se introduce și în legea actuală pentru încălcări a izolării. A existat o încercare de a crește un pic amenziile, dar până la urmă nu s-a reușit. Până la urmă, Parlamentul este suveran în urma deciziilor Curții Constituționale privitor la toate aceste aspecte legate de partea punitivă, sancționatorie. Noi nu facem altceva decât să respectăm prevederile legii. Dar avem la dispoziție și alte pârghi. Suspendarea autorizației de funcționare. Sigur că aici am avea nevoie de un sprijin mult mai serios din partea primarului. Pentru că pentru multe tipuri de activități, autorizația de funcționare este emisă de primării și primăriile au puterea de a suspenda autorizațiile de funcționare și cer concursul tuturor primarilor. De altfel am și anunțat că vom continua discuțiile cu asociațiile reprezentative ale primarilor, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor, pentru a îmbunătăți colaborarea și implicarea primarilor practic în respectarea regulilor în comunitățile locale pe care le conduc. Practic, în aceste condiții, restaurantele au șanse mici de a se deschide prea curând? Și aici am dat răspunsul. Atâta timp cât nu reușim să înregistrăm un trend descendent în ceea ce privește numărul de infectări, nu putem adopta alte măsuri de relaxare. Înțeleg problemele care le au patronii de restaurante.
pare rău că a trebuit, noi știți că în planul de relaxare aveam prevăzut pentru data de 15 iulie, data de deschidere, sigur, cu reguli stabilite pe care le-am și convenit de comun acord în negocierile pe care le-am avut, data de deschiderii restaurantelor în spații închise. Nu s-a putut. Noi suntem responsabili și ne dăm seama că nu putem să mai relaxăm o activitate unde există risc epidemiologic, unde posibilitatea de respectării măsurilor de protecție sanitară este mică și ca atare se va amâna până reușim să impunem un trend descendent numărului de persoane care sunt infectate. Domnule premier, v-aș întreba și despre moțiunea de cenzură pe care a anunțat-o PSD-ul ieri. Ce părere aveți despre acest anunț? Am mai dat declarații pe această temă. Nu văd niciun temei serios pentru depunerea acestei moțiuni de cenzură. Dar este oportun guvernul, în context, guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria cu devotament, cu dedicare, cu spirit de sacrificiu. De dimineață până noapte suntem pe linia frontului, de luni bune. Și mi se pare că ar fi un act politicianist care nu ar avea decât efecte negative asupra democrației în România și mai ales a capacității instituțiilor statului de a face față provocărilor epidemiei și provocărilor relansării economice. Veți impune măsuri speciale pe litoral? Vă gândiți la asta? E greu să impui măsuri speciale. Ce am crescut? Am crescut prezența instituțiilor de control în special, astfel încât să creștem efectivele prezente, pentru că este adevărat că pe litoral numărul de încălcări ale regulilor este mai mare decât în alte zone. Nu cred că este necesar un regim special. Singurul lucru care ne-am gândit a fost chestiunea cu ora 23. N-am luat încă decizia pentru că am văzut, de exemplu, că foarte multe cluburi au program până la ora 11, numai că încălcarea regulilor se produce până la ora 11. Deci, ce le-am solicitat tuturor instituțiilor cu atribuții de control să efectueze controlele brusc, pentru că până acum controlele efectuate la multe terase unde avem imagini, avem semnale clare, avem sesizări din partea clienților că nu se respectă regulile, când veneau controlele toată lumea respecta regulile. E clar că au avut ponturi din echipele de control. Și am solicitat prefecților să organizeze fără anunț prealabil, fără să știe echipele unde se duc, astfel încât direcția și locul de control să fie cunoscut numai de coordonatorul acțiunii de control. Mulțumim! Mergem la IGA.